Domnilor, în continuare, vă zic că tataneță mondialul, bineînțeles, de la palat, alunță, să ne înțelegem, casă de vedetă, iau, sigur că da. Fiți atenți aici, luăm câteva cazuri primordiale, vedete din televiziune, primordiale. O luăm pe Margherita de la Clijani, reporterul, întrebare, Margherita, cu cine ai fost în mașină, cu Johnny Depp? După răspuns, trei puncte, dar ce tu, ești geană pe mine cu cine am fost în mașină? E, strangula maimuța de gât. Margarita, ținea maimuța, o strangula, iar taică-s-o, o prindea după spate și o ținea să nu chice împiedicata jos. De la ce? Nu că ar fi suferit de la Asia Express sau de la ele, de la pastile. Pastile care susține că le-au cumpărat din farmacie. Alo, să ne înțelegem. Domnilor, vă rugăm să ne spuneți și nouă, să ne dați adresa, să ne dați o stradă, un număr de telefon, ceva, de la acea farmacie, de la cele farmacii care vinde pastile de te aduce în postura aia foarte alucinantă. Acum, vă faceți griji, o să fie arestată Margherita și nu o să mai scoată melodii și nu alea. Nu, domnilor, e deja a cooperat cu poliția. A fost taică-s-o pentru că era minoră, înțelegi, nu putea să dea declarație doar cu față de părinți, să fie cineva din familia ei. Da, era sub stare de așa, nu putea, n-avea inconștiență, trebuia să fie un părinte. O venit taică-s-o. Spune, dragul tati, spune cu cine ai fost, spune cine ți-o dat pirula, rula, cine ți-o dat pirula și uite-te că o zis că ne dă drumul, îți dă drumul acasă, înțelegi? Da, tată, îmi dă drumul precis, tată, dar nu pot să-l dau în primire, că poate îmi dă nana, stai acum că intră clanurile mafiote. De ce? Pentru că în București nu mergi tu, mă, să vinzi, mă. Nu mergi tu să vinzi de capul tău, mă, trebuie să fii sub tutela lui careva. Bun, ea o scris, da, tot, o scris tot. Nu va fi arestată, pentru că e consumatoare. Nu va fi arestată, înțelegi? Dar în schimb, deja, eu v-am mai făcut un clip și v-am atras atenția. Fugiți, săpați gaură de pământ și tăieți-o. Săpați gaură de pământ și tăieți-o, înțelegeți? Pentru că v-o dat în primire. Vor fi arestări în masă. V-o dat în primire. N-ai ce să faci, săraca maimuță. Voi vă dați seama la ce din astea perturbații era pusă maimuța. Eu deschis taică-s-o ușa la mașină în spate și ea s-a dus ca și calul ăla, fără cu oblonie. S-a dus tot înainte să se urce la volan. Asta cum o cheamă? Asta... Alo, să ne înțelegem, da. Domnilor, asta e situația, înțelegi? Petrecerile-s petreceri, nu-i prima dată că... Femeia o mai practicat, o mai trecut prin așa ceva, înțelegeți? Nu e nici prima, nici ultima, că asta e viața în ziua de astăzi. Da, domnule, mergem în continuare. Dăm în abitalent! Dăm puternic să pomenească de Nelson Mondialu! Alo, să ne înțelegem! Abitalent, da, la cererea voastră, cererea publicului. Nelson, fă din ăsta la abitalent și velea. Am uitat cum se zice la cuvântul ăla. Da. Domnilor, ce să zic? Am mai făcut clipuri despre Abi Talent. Îmi place de el că e un copil care mulți copii la vârsta lui ar vrea să demonstreze că poate să facă ceva. Jur că nu vorbesc aiurea. Înțelegi? L-am văzut și în televiziuni, unde a fost invitat. Mi-a plăcut că nu s-a lăsat înjosit de reporteri, de moderatorii emisiunii. Pentru că ei asta au căutat, să facă mișto de el. Înțelegeți? Îmi place de el că muncește, deși unele persoane... nu-i apreciază, crede că se dă mare, înțelegi, așa e stilul muzical. Figuri. Așa e stilul muzical. Dacă el se dă mare, atunci grețosul ăsta care se umflă și-o pus dinți de femei, se dă cu creme de femei, hopa corian, atunci ăsta ce-i?
Ăsta nu se dă mare. A? Voi, vă las pe voi să ziceți. Și încă ceva îmi place, că clipurile lui au vizualizări foarte mari. Fără să fie promovat, cum sunt promovați jegoșii ăștia lăți. Înțelegi? Fără să fie promovat. Nu-i chema la televizor să zică ce piesă o scos, nu le pune piesa la televizor, nu are contracte cu nu știu ce din ăștia, cu creme, cu din alea, să înțelegeți? Deci, domnilor, munca lor e munca lor. Acum, melodia care au făcut-o despre Velea, eu te-am dezgropat, eu te îngrop, eu de ele, înțelegi? Hai să vă spun ceva. Un om la Valoarea, că n-are rost ca să vorbim aiurea, cum e Velea, el nu trebuie să se coboare la nivelul, deci, ca să ne înțelegem, eu pe copilul ăsta, pe Abi, nu ăsta, să zic că e un nivel de clasa de jos, nu. La nivelul Velea, fiind cântăresc pe ecranile televiziunii, fiind invitat în anumite locații de primării să cânte încoace încolo, spectacole mari în aer liber și din astea, nu cluburi și din astea, înțelegi? Deci Velea e la un nivel mai mare. Velea nu trebuia să se coboare la nivelul ăsta, înțelegi, și să dea tonalitate acelor jeguri de oameni care au intrat și au zis: Velea, ia uite ce zice ciora asta de tine, ia uite ăsta care-i doile, uite ăsta. Înțelegi? Și Velea, normal că s-a enervat și a pus botul și... Deci greșeala e a lui Velea, înțelegi, și nota 10 e a lui Abi. Pentru că Abi e copil tânăr, el cântă muzica care asta va fi primordianța tineretului, înțelegi? Velea e mai tânăr, e mai în vârstă, exact cum o zis în clip. Ești un bătrân, ce să fac cu tine? Înțelegi? Și nu trebuie să... Și mie îmi spune lumea: băi, bătrânule, dar eu la bătrânețele mele mulțumesc la Dumnezeu că am ajuns. Fără să fiu pe spital. Îi vei veniți acum, stă. Înțelegeți? Deci, prietenilor, eu îl simpatizez și pe Velea, îl simpatizez și pe Abi. Ce să zic altceva? Altă dată, Velea, fii mai atent. Înțelegi că tot cu tu cazi pe locul 20 de rușine. Ai văzut, te-o lovit? Cine a făcut textul, te-o lovit de pe toate fronturile, fațadă, față, spate, stânga, dreapta, de sus în jos și de jos în sus, vine veveriță pe la coile mele. Să prinde nicoi să rădică în sus. Ai, veveriță, lune-n somn, dialo, măi. Și-o mă, șorul, că-i pui și ei dantură. Îi pui și ei dantură să mor eu dacă nu. Da, domnilor, vă pupă tata Nelson Mondialu și vă mulțumesc. Sper să nu se supere nici Velea, Abi nici așa n-are nici, pentru că ăsta e adevărul. Mie mi-o cerut lumea ca să fac un din ăsta la clipul lui Abi, înțelegi? Deci n-am ce să-i spun. Pentru că acolo e bătaie. Întotdeauna au fost între cântăreți, au fost bătaie. Bătaie virtuală. Știți și voi, eu sunt bomba nucleară, eu sunt șeful șefilor, ca mine nu găsești și de cauți, înțelegi? Deci n-are rost. Că-i femeie, că-i bărbat, tot ce cântă și-o luat-o în cap. Acum Dumnezeu i-a miluit. Dumnezeu i-a miluit cu... Cânti la o persoană, figuri, cânti la o persoană, la mormântări, cânti la tot așa la 4 sau la 8, înțelegi? Ora. Înțelegi tu? Deci n-ai șanse. Să-ți dea, domnule, mergem în continuare, pe ce? Pe
emisiunea Puterea Dragostei, unde a intrat astăzi acest nou concurent, care țin să menționez că acest concurent a jucat în filme turcești. Înțelegeți? Deci a jucat în filme turcești, știe românește, știe limba turcă, acest concurent. Nici de cum nu a intrat ca să-și găsească o femeie acolo, înțelegi? Pentru că e artist, e omul, face școală, e din neam, ăsta e foarte tare. Deci nu a intrat să... Deși l-ați văzut pe el că vorbea, înțelegi, a venit cu buchețele de trandafiri, cum le-o lua de ele și se uitau la trandafiri, așa, privea în trandafir și parcă ele nu mai văzut flori, îl priveau cu dragoste pe trandafir. Înțelegi, băi, omule, măi, turcule, măi, trebuie să duci mai altă floare, mă, că noi am avut trandafirul, mă, la putere și ne-o nenorocit pe toți. Trebuie să duci și tu, o panseluță, un crin, o gură de leu, o știu eu ce e acolo. Înțelegi, ele priveau. După care puneau jos trandafirul, bineînțeles, în timpul ăsta privea trandafirul și privea chipul turcului, înțelegi, și puțin cu tiră către cameră, înțelegi, punea ăla jos și începe ca toate pana, adică nu ca toate, că nu știm dacă toate sunt panarame. Înțelegi, dar o femeie când începe să-și închindă părul ea și în ea, meșa, că una care are păr nu se trage de păr. Nu se trage pe... Uite, eu am dinți din ăștia puși și tot timpul mie să-i prind, să-i gândălesc, să ăsta, dar nimic. Înțelegi? Au început ca niște pisici din ele niorlăitore, care torc, să-și prindă părul și să facă așa, să lasă în călduri. O transpirat. Acum nu știu că vă gândiți că au avut brobode pe aici ele, blondile. Nu, o transpirat sub soară și între picioare, alu să-i înțelege. Înțelegele e concentrat, da. Deci, da, cum v-am spus, până la final va fi dezmăț, mai ales faptul că o mărs doamna Poianu, doamna Preșa, nu știu cum se zice. Înțelegeți? Doamna Iancu, doamna Bobocioiu, Băbicioiu, și a spus la cocotierul, dacă vrei să mă recâștigi, luptă pentru mine. Alfa și Omega. Alfa-i băiatul, Omega-i muia. Dacă Alfa și Omega vroia să facă dragoste, își închiriau cameră în alt hotel și se întâlneau la un anumit punct din ora zilei. Urca sus la cameră și se slujeau unul pe altul. Înțelegi? Deci, acolo fost și X și Y și A și Z și au fost nenorocire. Mereau și se frecau la, bine, camere închiriate la hotel. Înțelegeți? Deci, domnilor, să vă pară bine că ăsta, nu ați rămas cu câte un copil după cap. Da, asta după mine, n-am eu ce să mai zic mai încolo. Da, iar cu Marius, da, cum am spus, nu am nimica cu omul, nu ăsta, pentru că am spus în clipurile mele și am văzut și la televizor că o zis așa, doamna amanta de mine, nu am nimica, dar eu consider că el trebuie să câștige finala, înțelegeți? Da, nu vorbesc cum a zis Marius, că o dă așa cu cotime ca să nu, Marius, că și tu știi că voturile nu să lui... haita mea, vă mulțumesc, ce mai mulțumesc, trebuie să zici, haita mea, muie, înțelegi? Nu există așa ceva, știți că astea se dă așa cum trebuie. Acum o să vă dispere cu ela, vă îi dă primii la ela, eu de vă zdrobiaște. În fine, alo, asta este, da, domnilor, cam atât a fost subiectul pentru ziua de astăzi.